Bun. Mi se spune din cască că suntem live. Bună seara, dragi prieteni! În sfârșit, într-un nou decor, astăzi, în al treilea live al meu și al lui Robert, și ne-am gândit să discutăm despre o temă foarte interesantă, care sunt sigur că pe foarte mulți oameni îi pune la încercare, căutând să decidă când să își dreseze proprii câini. Deci tema de astăzi, când ne dresăm câinii. Tu ce zici, Robert? Când crezi tu că ar trebui să ne dresăm câinii? Băi, nu știu, acum... Din punctul meu de vedere, cât mai devreme în viață. Cât mai devreme. Deci da. când ne luăm cățelușul. Da, exact. Cum a ajuns cățelușul la noi, ar trebui să începem deja educația lui. Clar, nu? Eu m-am gândit la faptul, da, Robert are dreptate, că se spune că ne luăm câinele de la caniță, l-am adus acasă și deja am început educația. Deci, în mod normal, aducem câinele acasă, deja îl obișnuim cu căsuța lui, cu padul lui unde trebuie să-și facă nevoia și apoi, după cele două momente... Deci, spunem, îl preluăm de unde îl lasă mama lui. Ar fi ideal. Asta ar fi ideal. Mama lui face prima educație, după aia crescătorul, sau mă rog, de unde am luat cățelușul, după care cel care a preluat cățelușul începe, practic, educația cățelului. Și aici, din punctul meu de vedere, ideea e să știi, sau mă rog, să înveți să-l crești corect, în așa fel încât să n-ai probleme după aceea. Cam asta cred eu că e ideea. Cel mai interesant este atunci când crescătorul își face treaba. Dacă este un cățel de la caniță, varianta ideală. De obicei, chiar în perioada aia în care câinii stau la mămica lor, ei au nevoie, în mod special, și de interacțiunea cu omul. Și atunci, crescătorul este cel mai important om din viața lui și, totodată, crescătorul poate să aducă câinele într-o zonă de socializare la grupa umană, așa cum spunem noi, da, sunt cele două. La canină face mama lor, la umană trebuie crescătorul să se implice un pic, să pună cățelul în diverse situații și în contact cu chiar și cu oameni străini. Da, tot acolo se poate începe deja dresajul, educația legat de păstrarea curățeniei în locuință. Pentru că dacă spațiul în care este crescut puiuțul e un spațiu, să zicem, foarte mic, cățelul stă în propriile lui fecale, nu are posibilitatea să iasă, să-și facă nevoile mai departe de unde doarme și unde mănâncă, clar o să avem de furcă cu el în educarea lui, în dresarea lui să-și facă nevoile așa cum ne dorim cu toții, da. Afară sau în alt loc. Deci, noi îl preluăm de unde lasă mama lui și crescătorul. Realitatea este că mulți oameni, mie, personal, mi-au spus că păi, eu nu știu ce se întâmplă. Când am luat câinele de la crescător și l-am adus în casă, direct făcea la pad. Deci, culmea, se ducea și făcea la pad. Nu știu ce s-a întâmplat între timp că nu mai face. A început să facă peste tot. Ce zici? Dacă a început să facă peste tot, odată trecut în custodia, aici nu știu ce zic, sunt cazuri și cazuri, cred că sunt multe, multe probleme. Acum, cred că intrăm într-un subiect care e legat de cum îl învățăm să-și facă nevoile în casă, nu? Și poate, da, poate facem altă dată, că e bun ăsta. Un subiect pe care îl atingem, vorbim în mod special de pui, sunt multe lucruri de spus, dar realitatea este că, da, se schimbă cățelușul, dar le spun eu oamenilor, se schimbă de obicei în interacțiunea cu omul. Își tulbură câteodată chiar și comportamentul și toată ordinea pe care o avea, tocmai pentru că oamenii își centrează tot universul în jurul câinelui și îl răsfață și îl încarcă cu emoții și îl leagă umbilical de ei, încât câinele nici răbdarea aia de a pleca de la ei din vârful patului de acolo să se ducă până la padul lui nu o mai are și își dorește neapărat să facă cât mai aproape ca să fie repede în pat înapoi unde îi se pare lui că este interesant. Da, nu știu, eu cred că principala problemă pe care o avem în educația câinilor, hai să zicem a puilor, este legată de antropomorfizarea acestora de către proprietarilor. Adică de atribuirea de trăiri și calități umane unui cățeluș, știi? Și asta o fac foarte mult proaspăt proprietari de cățeni, știi?
Adică le-a venit cățelul, puțin dintre ei sunt oarecum informați sau, mă rog, au citit ceva despre chestia asta și prima lor reacție când începe educația, dresajul, educația, tot aia e, da? Așa este să-l antropomorfizeze și să înceapă să discute cu el sau copilul, gata, da, să-i explice, să-i cumpărăm pantaloni, adică, da, îi explică că n-are voie să facă încă asta, de exemplu, cum ziceai tu, dar după cum crede el că ar trebui să fie. După logica lui umană și... Da, și de aici se duc toate problemele. Așa este. Pentru că am pus această, la bătaie această temă interesantă când am stabilit că se întâmplă de mic. Să ideal. Începe educația cu ideal. Ideal. Adică e varianta ideală din punctul meu de vedere și greșe al tău, este cât mai repede. Și aici cumva am nevoie de ajutorul tău, suntem aici amândoi, știi? Da. Să demolăm puțin mitul ăla că dresajul începe după 6 luni, după un an, cum era, că la armată, da, că veterinarul zice, că, știi? Se spuneau, da, se spunea de către diversi specialiști, se spunea că nu, e prea mic, deci nu rezistă procesului de dresaj, sau este deja prea mare, nu mai putem să facem nimic. No, no. Însă, mitul acesta poate fi distrus. De ce? Pentru că am văzut cățeluși foarte mici, gândește-te că dacă am văzut noi alte specii învățând lucruri și condiționări, prin intermediul unei tehnici foarte interesante numită clicker training, da? Și care se aplică extraordinar de bine și la cățeluși, de ce n-ar învăța un cățeluș? Și ne bazăm, acum oamenii trebuie să rețină acest detaliu, că atunci când sunt mici cățelușii, sunt dominați total de instinctul de hrană. Sau de încet. Sau de încet. Și este maxim să... Este maxim să încercăm să exploatăm acest instinct când cățelușii sunt mici și exact cu device-ul acela prin care le atragem atenția că vine mâncarea, putem să îi educăm foarte bine. Să învățăm diverse lucruri de detaliu și condiționări care îi face pe mai târziu să fie foarte cooperanți la dresajul acela propriu-zis. Absolut, da, deci ne putem adapta abordarea, metodele și... abordarea și metodele pentru o vârstă fragedă. Nimeni să nu creadă că nu se începe dresajul la 4 luni sau la 3 luni și nu poate să învețe șezi, culcat, toate cele, bineînțeles, pozitiv, cu clicker training sau, mă rog, da. Cum putem. Deci, se poate începe foarte devreme, da? Un predresaj, un puppy training, un cum vrei și tu să-i spui, da? Da? Urmând, bineînțeles, ca după aceea să ne adaptăm și să creștem dificultatea exercițiilor în funcție de capacitățile și de vârsta cățelușului. Și mai ales trebuie mers cumva în paralel cu socializarea lui. Aici am vrut să ajung, pentru că atunci când vorbești de puppy class, este clar că, dincolo de ceea ce poate învăța în interacțiunea cu omul, sub supervizarea instructorului, are ocazia să intre în contact și cu ceilalți cățeluși din grupa respectivă, da? De dresaj. Și asta este, pentru faza asta de creștere, este extrem de important, e de neratat. Da, dacă o ratezi pe asta, tu spune, știi mai bine că tu faci puppy class-ul în mod obișnuit. Da, noi le atragem atenția tuturor. În primul rând trebuie să precizez că puppy class-ul, adică o clasă cu mulți pui cu care lucrăm, fiecare stăpân lucrează cu puiul lui în formă unei grupe, da? Știu că și tu faci. Este cel mai tare curs. Deci e cel mai fun, cel mai mișto. Da, 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 da. Da? Pentru că există această componentă de socializare, care ai punctat-o tu mai devreme, care este extrem de importantă. Socializare, în primul rând, aș vrea să definim puțin termenul. Nu? Avem socializare cu mediul, da. Corect? Obișnuirea cu mediul, obișnuirea sau înțelegerea de oameni. Da? Da? Socializare cu alți oameni, corect. Da? Și socializare cu alți câini. Deci grupa umană și grupa canină. Exact. Îți spun un lucru foarte, din păcate, de nedorit până una alta, care mi s-a întâmplat de câteva ori să vorbesc cu oameni care au luat câini târziu de la crescător. Și au luat câini târziu de la crescător în condițiile în care nu au trecut decât prin faza de socializare la grupa canin.
Atenție și asta, și eu am pățit treaba asta și este, e o problemă, da? Dar atenție că acea socializare la grupa canină pe care a făcut-o cățelul respectiv la crescător, da? Nu e generalizată. El a cunoscut 1, 2, 3, 4, mama, 5 căței. Bun, foarte bun. Atunci nu se compară cu, el a învățat anumite chestii, dar până la urmă socializarea la grupa canină de care vorbim amândoi înseamnă învățarea limbajului canin, învățarea interacțiunii și modului în care interacționează cu alți căței și, atenție, generalizarea. Toată lumea crede că un pui sau un câine, mai are el un câine, știi? El crește, da, mai am eu un brac. Lasă că învață după. Da, el crește, dar noi mai avem un brac în casă. Și nu e o problemă, nu avem nevoie de socializare, că ei sunt împreună. Ok, ajută. Sigur că. Dar nu generalizează. Nu știe dacă el trăiește cu un singur câine sau cu trei pui sau cu mama lui și trei pui. Învață, are bazele, are niște noțiuni clare, dar este necesară o generalizare ca să poată să înțeleagă exact la ce să se aștepte. Corect? Știi ce s-a întâmplat cu acești oameni, cu acești câini? Să nu poată ieși cu câinele afară sau ei personal să nu se poată apropia de câine chiar și pentru o săptămână, două. Și nu pot face treaba asta pentru că acest cățeluș a crescut, a trecut și de prima fază de imprimare a fricii, da? Știm că există o primă fază de imprimare a fricii care începe pe la vârsta de 3 luni. Ușor în sus, variază în funcție de rasă, de rasă sau de fiecare individualitate până la urmă. Mm-hmm. Și trece și prin această fază și prin alte faze ale dezvoltării care sunt extraordinar de necesare în evoluția lui, și de care ne vom folosi când câinele este mare, le trece doar acolo, între 3-4 membri ai grupului respectiv din acea canisă. E o eroare? Ne vedem. Ne scuzați, mai întrebăm da, așa noi mai verificăm că avem... Suntem pățiți, da, nu? Avem un background. Da. Dacă mai rămânem așa... Sunați-ne! Dați-ne de știri. Dar să continuăm discuția. Era vorba despre acești cățeluși. În momentul în care câinii stau foarte mult între ceilalți cățeluși din canisă, adulții, îi iau pe aceia ca modele și numai pe aceia. Da. Ajung să se raporteze la ei ca la singurele ființe de atașament și suport care îi face să reușească în mediul respectiv. Și foarte puțin interacționează cu crescătorul. De ce? Din motive personale. Ori că este obosit omul, ori că are și altă treabă, ori că își petrece foarte mult timp să le prepare hrana și să le dea și nu mai stă să se ocupe de alte detalii. Și când pleacă de acolo, acești cățeluși nu știu ce să facă, mai ales cu o persoană străină, cum să reacționeze, cum să comunice. Și apoi... mai ales cu alți câini, într-un mediu pe care nu-l cunosc, plin de zgomote, plin de tot felul de distrageri vizuale și olfactive. Ce e de făcut în situația asta? Care e sfatul? Da, sfatul. Acum, ca să revenim un pic la subiectul nostru, dresajul, educația, da? Trebuie începută cât mai devreme. Dacă omul deja și-a luat un cățel de genul ăsta, acum, a ajuns în situația asta, știi? Asta e, n-a știut și-a luat un câine... care are 4 luni, 5 luni, 6 luni de la canisă, de la adăpost, de cine știe de pe unde, da? Da, e deja în situația asta. Atunci, nu știu, sfatul meu personal pentru povestea asta este să suni un dresor. Și ne întoarcem la sfatul pe care l-am mai dat. Pentru că sunt niște lucruri aici care sunt greu de gestionat de către el singur. Dacă e și primul cățel, dacă cățelul într-adevăr a intrat într-o perioadă de imprimare a fricii, are deja niște probleme de socializare, atunci necesită un pic un ghidaj mai profesionist. Foarte, da, foarte direcționat și foarte personalizat. Dar eu aș merge cu câțiva pași înapoi și le-aș recomanda cu tot respectul din lume crescătorilor să fie atenți la acest detaliu. Ei au, într-un fel sau altul, cum și noi la rândul nostru când ne apucăm de dresaj, avem responsabilități, ei au responsabilitatea de a învăța cățelușii un pic și cu un alt mediu decât să-i lasă să crească ca niște floricele printre alți căței. Pentru că după aceea vor da acei câini și oamenii se chinuie cu ei și nu este corect.
Eu fac o chestie foarte bună și îmi permit și eu, acum poate se uită crescător sau ceva. Sper să nu se supere pe noi, dar până la urmă discutăm ca de la... Suntem în aceeași oală, știi? Adică, la chinologi. Da, voi creșteți câini, noi dresăm câini. Adică educația cu creșterea ar trebui să meargă în mână în mână. Deci nu e cu identificăm supărare. Practic unde, da. De unde vin problemele și putem să le rezolvăm. Deci, așa cum știi, eu am malinoa, da? Și din când în când facem pui, nu neapărat comercial, ci pentru... noi și pentru, mă rog, prieteni și cui trebuie. Este o diferență uriașă între un pui care crește într-un mediu diversificat și un pui care crește într-un padoc de 2x2 cu ciment pe jos. Ce înseamnă mediu diversificat? Adică noi, de exemplu, ne asigurăm că fiecare cuib de malinoa are următoarele condiții. Există un spațiu interior de unde puiul poate să iasă într-un spațiu exterior cu pământ. Chestia asta o facem de ce? Pentru a ușura programul de păstrare a curățeniei în locuințe. Deci instinctual orice pui face cât mai departe de unde doarme și unde mănâncă. Și în momentul în care, atenție, cât se mișcă țeaua, le mănâncă fecalele, îi linge, curăță tot, în momentul în care ei încep să se deplaseze și cățeaua nu mai face treaba asta, automat se duc cât mai departe de locul unde dorm și mănâncă. E în instinctul lor de căței normal la cap. Da? Și atunci noi le dăm posibilitatea să iasă afară într-o curte cu pământ și cu iarbă, unde se creează, atenție, dragilor, și dependența de substrat. E un termen pe care multă lume nu l-a întâlnit. Este, nu? Sigur. Pentru că am văzut de-a lungul anilor, și sunt sigur că și Cătălin a văzut, câini care preferă să facă numai pe ciment, sau numai pe asfalt, sau numai pe linoleu, sau numai pe gresie. Se creează în perioada asta de imprinting, da, ceea ce numim dependența de substrat. Și atunci, dacă noi creștem niște puiuți pe care vrem să îi educăm ușor după aceea, e important să le dăm toate, cum să zic eu, avantajele, nu? Corect. Și atunci, să fie versatil suficient să poată să se... Interior-exterior, odată, dar după care exteriorul respectiv, fai, dragi, de atât de simplu, îl umplem cu toate prostiile de pe lume, sticle de plastic, cauciuc, de care se împiedică, peste care calcă. Da. Poate să fie făcută pentru un bișon și pentru un ciobănești de mașină, pentru orice rasă, pentru că îi ajută, se joacă, se fiind duc mici acolo. Și exact. Instinctul de conservare nefiind foarte viu, dar încă nu s-a dezvoltat suficient, pentru ei nu contează pe unde umblă, ce calcă în picioare, ce sunete aud. Dar totuși, exact cum spui, imprintingul acesta, totuși ei înregistrează aceste sunete și le tolerează după aceea mult mai ușor. Este un mare avantaj. Și crescătorii, așa cum tu ne specifici că practic ești crescător de malinoa, crescătorii trebuie să facă asta, trebuie să facă un pic de setup absolut acolo pentru pui. Este foarte important. Este foarte important. Deci, acum, nu dau exemplul nostru, că noi că avem niște câini utilitari care noi dăm sau, mă rog, pleacă către oameni care știu ce să facă cu ei, dar, de exemplu, e o chestie foarte simplă. La noi, în maternitate, ca să zic așa, de când se nasc puiuții și până fac, nu știu, 6, 7, 10 săptămâni când încep să plece, da, merge un casetofon cu benzi sonore din filme. Da, da, bun. Știi? Și ăla eu cred că orice, dacă aveți un malinoar Instar dacă aveți un malinoar Instar și l-aude pe Sergiu Nicolaescu, cred că sare așa și zice ce se întâmplă, știi? Ia să puneți, dacă aveți. Mă rog, ideea e că ei sug lapte la mama lor și aud împușcături și alte nebunii pe benzile sonore, știi? Acum, te mir că, ok, avem căței cu frică de tunete, ok, e componenta genetică. Dar e și acest imprinting care este foarte valoros. Da? Deci un crescător poate să facă foarte ușor, fără prea mare efort da, chestia sigur, asta, da. Și ajută extraordinar de mult în educația viitoare a puiului. Deci e diferență uriașă, așa cum am spus mai devreme, din punctul meu de vedere, nu știu ce ai văzut tu, dar cred că este... Și în favoarea educației puiului, dar într-un fel sau altul îi ajută și pe cei care vor deține acei pui. Clar. Pentru că, să fim serioși, un om când se hotărăște să-și ia un câine și îl ia cu toată inima, își dorește acel puiuț și l-a dorit toată viața și vrea să se bucure de el. Este nepotrivit să-ți iei un pui la un moment dat și să te trezești că trebuie să-ți duci crucea cu el, să te chinui,
să-l scoți afară, să-l obișnuiești cu lesa, să-l obișnuiești cu nevoile și locul în care trebuie să facă, doar pentru că el are niște probleme venite din urmă. Și atunci tu faci un pustiu de bine, da? Și pentru om, dar și pentru câine. Și mai târziu, când acel câine va crește frumos și frumos educat și echilibrat din punct de vedere psihocomportamental, crescătorul va avea la rândul lui toate elogiile, pentru că va reprezenta canița lui și de acolo, ca progenitură, de unde a venit și cât de bine echilibrat este. Este o carte de vizită una peste. Corect, sunt lucruri simple care se pot face. Adică, cum am spus eu, ideal în spațiu interior-exterior, diversificarea spațiului în care stă cățelușul, ordine în alimentație, zgomote, interacțiune umană. Atenție, pentru că îmi pare să spun asta, dar am văzut puiuți la niște crescători care îi împingeau cu piciorul ca să nu iasă odată cu el și le dădea așa câte un șut să plece ca să nu poată să închidă el padocul. Nu-s ok. Adică educația, nu? Educația începe de unde îl lasă mama lui, ca să zic așa, știi? Și deci, mama lui educă foarte bine. Absolut, clar. Și face niște lucruri fantastice. Da? Da? Dacă, ia, fii atent. Uite, am vorbit de că asta e comună cu pipicaca și cu nu știu ce, da? Săritul pe oameni. Uite educația de la mama lor, nu? Când o oprește femeia treaba asta? Ai văzut? La un moment dat... Corect? Da, la un moment dat câinele își permite să se suie pe mama lor, da, cățelușul își permite să se suie pe mama lui din orice poziție mama îi lasă, dar puțin câte puțin începe să-i respingă și să-i oprească. Dar ai văzut un fenomen, oamenii nu știu dacă au văzut, eu am văzut și am tras concluzii din asta și este foarte important să înțelegeți de ce lucrurile stau așa. Cățelușa stă în mod special între pui, deși ar putea bine mersi să seară, părlează, să plece, da, stă în mod special între pui și se întoarce când la unul, când la celălalt, fiecare se mai suie, o mai trage de ureche, o apucă de coadă, se mai suie pe spate, dar la fiecare se întoarce și îi învață să țină distanță. Tocmai că își asumă educația aceasta. Eu am văzut cățelușe care își luau osul, dar pe care eu îl dădeam undeva unde putea să-l mânce liniștită, își lua osul și venea cu osul între pui, da, și se așeza cu osul între pui și alinia pe toți, făcea educație să nu vină nimeni la osul ei. Știi? Iar exact, ne-am legat de comportamentul ăsta cu săritul pe oameni. Păi trebuie să facem un pic de istorioară acestui chestii, știi? Pentru că e un comportament natural al cățelului, al puiului, care își întâmpină mama așa, sare pe ea, da? Când vine mama la cui, de cei mai multe ori sar sus pentru că ea e în picioare și vor să sugă, da? Da. În secunda în care ea, pui încep să fie întărcat, să le dea dinții, să nu știu ce, o mușcă. Și pe aia o deranjează. Exact. Și de cele mai multe ori oprește, începe să-i certe. Asta se întâmplă în jur de, nu știu, să zicem, 3 luni, 2 luni, jumate, 3 luni. De foarte multe ori, deci asta este o componentă de educație pe care o face mama lor. Da? Da. Dar de cele mai multe ori puiul pleacă deja la 2 luni. Și nu apucă să treacă prin faza asta. Pleacă, deci, pleacă la om. Da? Și omul ce face? Omul și-a luat un cățeluș mic, un puiuț de golden fluffy, cap, știi? Da. Și când vine acasă sau îl vede pe stăpânul lui, puiuțul ce face? Sare cu picioarele, nu? Și mai ia și în brațe, mai și mângâie. Omul se simte chiar onorat. Da, uite ce frumos. Și puiuțul ăla drăguț și simpatic, pe care mama lui n-a apucat să le duce să nu sară pe nimeni, da? Face 40 de chile. Nu? Și când a sărit, a dat de perete. Și începe cu, dă-i, fui, măgarule, prostul, da, se transformă. Și vezi că situația asta, la un moment dat, pentru câine, este extrem de confuză. Da. Voi până acum m-ai lăsat, m-ai pupat în bot, m-ai strâns de gât că mă iubești sau ceva. Deși asta nu este foarte comun în lumea lor și se pare un pic ciudată, dar măcar să fie acolo o călare pe situație. Și apoi... Deodată te deranjează că te murdărește, te deranjează că te-a dezechilibrat, te deranjează că nu mai poți să treci pe ușă pentru că e călare pe tine. Și aceste momente de confuzie în lumea lor sunt extrem de neplăcute, pentru că de acolo încep să-și piardă și încrederea pe care, culmea, trebuie să o câștige în omul lor. Încep și frustrările, pentru că omul nu înțelege ce se întâmplă. Stăpânul nu înțelege că el cred că îi explică, dar nu îi explică, ne întoarcem la antropomorfizare, așa, îi zice, ieși de sumață, pleacă de acolo, dă-te jos de pe mine, nu sări,
porcule. Da. Și atunci îți dai seama, toate chestiile astea se adună și avem o problemă. Și abia atunci încep să se uite după dresaj. Da, nu știu și ce. Se gândesc. Dar vezi, acesta este un trigger. Uite, mă bucur că am ajuns la acest pasaj, că există întotdeauna undeva niște trigere. Băi, când naiba să încep dresajul? Da. Păi eu l-aș începe de mic. Uite, apropo, fac doar o paranteză ca să închidem faza cu puii. Există o tipă în Germania care are mai mulți achita și la un moment dat unul dintre acești achita a făcut pui. Bă, da, mulți. Nu știu, vreo 6, vreo 7. Ceva de genul acesta. E, crede-mă că la un moment dat am văzut-o lucrând cu câinele, cu clickerul, cu cei mici, îi lua pe fiecare pe rând și îi învăța diverse elemente de condiționare. Apoi, cu fiecare pe rând, deci ca să vezi despre conștiinciozitatea aceasta vorbim, cu fiecare pe rând lucra să-i învețe cu lesa. De ce? Că atunci când vor pleca, că aveau, erau rezervați și aveau să plece la viitorii lor proprietari, deja să știe cât de cât să stea într-o lesă, deja să știe cât de cât să meargă într-o zgardă cu lesă. Și mi s-a părut extraordinar. Cam așa ar trebui și n-a costat. Ca timp nu a costat-o foarte mult, decât asta... un pic de implicare, 5 minute pe zi cu fiecare, deci... Asta e varianta ideală, asta, ce să zic, și revenind... nu o facem nici noi. Și revenind la momentul ăsta în care cățelul începe să facă probleme, vezi, ăsta este un trigger pentru om. E nasol, deja nu mai pot, mă trage în lesă, sare pe mine, mă lupt cu el ca să-l dau jos de pe mine. Ce mă fac? Păi... să încep dresajul. Poate fi ăsta un moment în care omul poate începe dresajul? E un moment bun și un moment prost în același timp. Așa. De ce e un moment bun? Pentru că, dragilor, e o diferență uriașă între a dezvăța un câine de tras și a-l învăța să meargă la pas. Corect? Da, sunt două. Adică în momentul în care avem deja o problemă, o să fac așa o analogie, să zicem așa, e ca și cum ai lua o coală de hârtie, da, ăsta e cățelul nostru, și o îndoi, știi? Asta e problema, ai îndoi coala, da? Tu după aceea încerci să faci coala aia albă la loc, să nu se mai vadă dunga aia de îndoi, da? Și nu o să-ți iasă, o să rămâne acolo, știi? Rămâne un pic îndoită întotdeauna. Rămâne tot timpul dunga aia. Cam asta este și în dresajul canin sau în educația canină, când câinele are deja o problemă. A învățat o problemă. Să tragă, să sară pe oameni, să nu vină când îl chem, să mănânce de pe jos, etc., etc. Da? Când deja a învățat treaba asta, tu trebuie să-l dezveți de chestia asta și va rămâne tot timpul acolo o tentație, o ceva. Ca să deslușim un pic motivul pentru care un câine ajunge să tragă, trebuie să spunem că omul este indulgent cu cățelușul. Oamenii au tendința asta de a victimiza câinii, ceea ce nu este cazul, conduc foarte bine. Și când merg afară, câinele vrea să se ducă la o tufă, vrea să miroasă ceva în iarbă, vrea să se ducă să se cunoască cu un alt om sau cu un alt câine și se grăbește, că e cățeluș, e nerăbdător. E, omul, pentru că este indulgent și pentru că îl consideră un mic amărât și vrea și el să facă treaba aia, se duce după câine trăgând în lesă. Și uite așa, câinele își recompensează acest comportament și după aceea, normal că este foarte greu să-l convingi că, bă, totuși, dacă asta nu faci, primești ceva sau ai de câștigat tot ceea ce-ți dorești. Dar vezi că aici intervine, tocmai de aceea, uite, papii, clasurile astea sunt bune, că de mic, fiind cățelușul, inclusiv omul stând alături de cățel, că n-are cum altfel, poate să afle lucruri, să înțeleagă logica din spatele tuturor tehnicilor și să le pună în viața lui de zi cu zi în aplicare. Și atunci învață câinele să nu mai tragă în lesă, îl oprește dacă trage, nu-l lasă să-și autorecompenseze comportamentul și învață când să-i ofere acestui tânăr cățel ceea ce își dorește. Practic, și atunci schimbă... Începând dresajul cât mai devreme, da? Omul învață să-și crească corect puiul, să-și crească corect cățelul. Și atunci nu o să aibă probleme, nu o să aibă acele dungi. Și acum completăm întrebarea. Când începe câinele dresare? De fapt, când începe omul să fie dresat? Da, da, da. E acolo, e. Nu? Cam pe acolo, da. Cam da. În același timp se întâmplă. Păi, am răspuns deja la întrebarea pe care ai pus-o, nu? La când da. Începe dresarea? Cât mai devreme, da? Corect. Sau când avem o problemă, nu? Că și ăștia deci există o categorie. Deci am trecut la următoarea fază. Când avem o problemă.
Eu le spuneam oamenilor și din păcate este adevărat, pare o aroganță, dar eu mă includ în această situație, nimeni nu scapă de dresajul câinului. Nimeni nu scapă, asta este ideea. Și dacă vreți să scăpați, o să vedeți că după un an, după un an jumate sau doi sau patru, până la urmă tot la dresor veți ajunge și veți încerca să salvați din problemele pe care le aveți cu câinele și dresorul vă va întreba, prima întrebare va fi, l-ați mai dresat până acum? Nu, niciodată! Și atunci, de acolo începe cu adevărat discuția și încep să fie problemele identificate și apoi, printr-o strategie, dresorul, specialistul începe să vă spună ce este de făcut. Deci, nu scăpați! Nu scăpați! Și pentru că eu vă spun asta, Robert știe că nici el nu scapă. Asta e clar. Telefonul. Avem aici o microfonie, cred că e chestiune de... Bun. Deci se mai întâmplă și microfonii în condiții de live. Însă, să revenim la discuția noastră, nimeni nu scapă. Dacă nu-ți dresezi câinele, interacțiunea defectuoasă cu acesta îi tulbură comportamentul. Când e comportamentul lui tulburat, tu ai de suferit. În consecință, este foarte important să te gândești la dresaj și să n-ajungi la momentul în care unica motivație este că nu mai scos la capăt cu câinele, corect? Corect. Eu zic că unii mai scapă, știi, te contrazic puțin, dar nu e o problemă. Da, scapă pentru că fac compromisuri. Înțelegi? Adică dresajul s-ar putea să nu mă contrazici, s-ar putea să completezi cu adevărat. Dresajul în sine convinge. E un compromis, Cătălin. Deci eu asta am învățat în anii ăștia. E un compromis. Da? Un compromis între ce vrea câinele, ce ne dorim noi, fiecare lasă de la el. Câinele ar vrea să umble pe câmpii și să miroasă pipiuri, omul ar vrea să stea numai lângă el și să facă drepți. E, nu se poate, știi? Și atunci, vezi, rolul unui dresor bun este să stabilească limitele astea ale compromisului cât mai echilibrate, adică să înțeleagă ce își dorește câinele, ce își dorește omul și să-i pună cumva să aibă un compromis acceptabil pentru amândoi. Corect? Da. Ei scapă, scuză-mă, ei scapă de dresaj pentru că compromisul ăla e dezechilibrat cumva. Adică ori au făcut câinele așa, ori e invers. Adică acceptă prea multe ei din partea cățelui. Și scapă cumva. E chestiunea de rezistență psihică a omului. Ceea ce noi, ca dresori, nu am suportat la un câine, da. Culmea, vezi un om cu același câine care se comportă cât se poate de natural și se obișnuiește cu acest comportament al câinelui. Dar trebuie să le atragem oamenilor atenția cumva, să le creăm acolo un semn al exclamării, că nu este în ordine să accepte chiar orice din partea câinelui și dacă nouă nu ne convine sau nu am putea să suportăm o asemenea deviere comportamentală la câinele pe care le vedem, ar trebui și ei să se gândească de două ori dacă rămân cu ea sau accept așa cum este. Hai să dăm niște exemple legate de compromisul ăsta, pentru că am zis că începe un moment în care putem începe dresajul e când avem probleme, da. Știi? Și da, sunt oameni care acceptă probleme și nu merg către un profesionist, da? Spun, n-ai văzut și tu câți oameni își țin câinii cu bodniță pentru că mănâncă de pe jos? Da, am văzut și. Da? Adică e o chestie bișor cu bodniță. Da, adică o putem rezolva, Cătălin. Da? Dar ei rămân cu acest compromis, îi pun bodniță și gata, nu mai mănâncă de pe jos. Problema e acolo. Chiar devine. Aici este lipsa de informații și tocmai de aceea noi suntem aici. Sincer, motivul pentru care noi facem acest live și creăm tot contextul acesta este ca să transmitem această informație tuturor celor care au căței și care își doresc să știe cât mai multe pentru a avea un câine cât mai bun. Da, deci sunt foarte multe probleme pe care oamenii le acceptă, de la trasul în lesă, săritul, urinatul, mâncatul de pe jos, ținutul câinelui numai în lesă că nu vine sau ținutul câinelui numai liber că trage. Da, da, da. Știi? Cum, sunt oameni care spun, nu știu, merge mai bine când e liber decât când e la mână. Și multe altele. Adică compromisul e dezechilibrat de multe ori, știi? Și încep dresajul, ca să răspundem iarăși la întrebarea respectivă, când cumva compromisul ăla e uriaș, nu știu, da, să întâmplă o nenorocire acolo. Nu mai rezist, viața ta s-a transformat într-un cal.
ce să zic, băi, e bine că încep dresajul, da, adică să nu zicem că este bine, dar vezi, asta este un motiv, că tocmai de aceea această temă este interesantă, pentru că această simplă întrebare, când, are mai multe răspunsuri, mai multe variante de răspuns și una dintre aceste variante este tocmai motivația asta, că bă, nu mai pot, chiar m-a luat cu capul câinele ăsta. Mai cred că mai sunt și unii proprietari de căței care încep dresajul că știu că trebuie, știi? A, da. Dacă ai să nu spune asta este numai, faza ideală. Și oameni. Nu, asta este faza ideală și sigur ajungem la această categorie, pentru că este importantă, da? Și oamenii sunt conștiincioși, bă, știu, cum, am făcut și un puppy class, a fost bine, e clar că își modifică comportamentul odată cu vârsta și cu dezvoltarea în funcție de caz, de instinct. Dacă este mascul, se dezvoltă testosteron și începe comportamentul lui să fie deranjant. Oamenii știu clar cam cât are. 6 luni, perfect. Din ce știu eu, la 6 luni a venit vremea educației. Hai să ne interesăm, să discutăm cu specialistul și să facem. Sunt da. Ideali acești oameni. Mie totuși mi-ar plăcea cumva o abordare mai unitară a profesioniștilor, adică crescătorii, dresorii, veterinari. Atenție că suntem în aceeași parte a baricadei. În aceeași parcă, da. Da. Și mi-ar plăcea o abordare mai unitară legată de vârsta la care se începe dresajul, știi? Și mi-ar plăcea ca toată lumea să instructeze, adică odată puiul plecat la om, ar trebui să vină cu niște instrucțiuni de la crescător. Da? Veterinarul la rândul lui niște instrucțiuni și eventual unul dintre acești doi oameni, veterinarul, crescătorul, recomandarea imediat către un dresor care să preia această educație. De ce zic unitară? Pentru că și în tagma asta noastră a chinologilor există cumva păreri împărțite. Am auzit și eu, mi-a zis nu știu cine că după un an. Mi-a zis nu știu cine că după 6 luni. Sunt dresori care nu lucrează cu căței mai mici de 6-7 luni. Da, tu știi de ce. Zici tu. Eu știu de ce și ideea de bază este că în funcție de tehnica pe care ei obișnuiesc să o folosească, câinele, dacă este mai micuț, nu rezistă și da. Se crispează mult prea tare. Da, scuză-mă că am primit mesaje, bineînțeles. Am primit mesaje și cu siguranță oamenii ne spun, ne transmit tot felul de păreri personale. Știi? Unul dintre oameni îmi spune că eu am început dresajul când avea câinele 5 luni. Am început cu mâncărică, dar pentru că s-a prelungit această perioadă și am ajuns pe la vârsta de 7-8 luni, pentru că am făcut mai rar, da, se întâmplă să pară că nici nu e dresat. Ce mă fac acum? Am început sau n-am început dresajul? Apropo de întrebarea noastră. Nu știu, asta știi cum e, nu știu exact ce să răspund la chestia asta, e ca și cum suni un doctor și îi spui mă doare capul. Ce iau? Nu știu ce iei, înțelegi? Deci nu știu. Asta este ideea. Deci eu aș spune așa la acest mesaj. Una peste alta, dacă omul a început cu cățelușul de mic, ceea ce este foarte bine, bineînțeles că încep cu mâncărica, pentru că este un factor motivator bun pentru acel cățeluș care încă își dă viața pentru instinctul de hrană, pe instinctul de hrană pentru mâncărică. După aceea, prin intermediul mâncării să modifici, să transferi comunicarea cu câinele prin intermediul mâncării, pe alte mijloace prin care îi poți transmite cerințele tale și prin care îl poți învăța din timp cu limitările, cu impunerea, cu direcționarea și atunci te duci un pic pe zona de lessons, gardă și de acolo poți să întâmpini cu succes reacțiile lui venite din impulsuri ușor-ușor pe baza hormonilor care se dezvoltă în el. E precum adolescenții, nu prea știu să-și regleze comportamentul în funcție de ceea ce de situație, ci de ceea ce le dictează hormonii. Și atunci eu zic că dresajul a mers înainte, numai că
trebuie să se adapteze fazei de creștere a cățelușului. Deci ei sunt în, sunt în continuare în procesul de, de educație a cățelușului. Întrebarea este dacă a făcut acest dresaj sub ghidarea unui profesionist sau a încercat persoana respectivă singură. Pentru că aici este un răspuns important. Dacă a încercat tot acest proces, să zicem, de înlocuire a mâncării cu altceva, este un proces care are niște pași, care de multe ori scapă, știi? Adică proprietarilor de căței care încearcă să facă singur treaba asta le este destul de greu. Le este destul de greu și dresorilor, pentru că e o chestie etapizată care se întâmplă pe o perioadă destul de lungă de timp. Da. Da? Nu se întâmplă într-o lună decât dacă îi pui cine știe ce metode mai așa, mai nu știu cum. Ca să se întâmple într-un mod normal, natural, se întâmplă totuși pe o perioadă lungă de timp. Deci mie mi se pare greșit ca un câine de 7-8 luni să primească în continuare recompensă alimentară. Deci chiar eu zic că e super bine dacă primește. Da. Poate nu mai primește la orice exercițiu sau în orice situație. Sau mai este situația în care nu mai primește că nu mai interesează. Începe să fie mai interesat de alte lucruri din mediu și atunci nu mai funcționează. Deci cumva ca să poată folosi această mâncare cu succes și să creeze asociile pozitive pe care și le dorește prin intermediul mâncării recompensei, trebuie să facă o combinație întrerupând un pic și drive-ul lui pe acest instinct. În cazul masculilor, instinctul sexual. Pentru că în lumea lor instinctul acesta este mai puternic decât cel de grană și nu mâncarea nu mai contează pentru ei și aici apare problema. Și iată, oamenii încep să ai zis devină încurcați. Când începem dresajul, nu? Păi fii atent că ai ridicat acum la file o chestie foarte tare pentru cei care au niște rase mai, să le zicem, dificile un pic. Da? Păi când începem dresajul cu un ciobănesc de Asia Centrală? Da, bun. Bună întrebare. Când începe dresajul cu un bulldog? Sau când începe dresajul cu un shih tzu? Bună întrebare. Eu, de exemplu, evaluez câinii, chiar și mici fiind, și în funcție de cum se mișcă ei fizic, ce capacități fizice au, îi direcționez către un anumit moment al începerii educației. Câinele alabai, acest cățel de Asia Centrală, fiind o rasă foarte mare, da, de detalii extrem de mare, se mișcă foarte greu pe la 3-4 luni. Și e greu să reziste procesul ăsta de motivare și de educație. Și atunci îl lași să dezvolte și să țină mai bine pe picioare, da? Și după aceea îl modelezi. Ceilalți sunt niște cățeluși foarte fâșneți, se țin bine fizic și pot să suporte un asemenea regim. Am punctat noi mai devreme și am zis că ideal e cât mai devreme. Într-adevăr, există niște limitări de care putem ține cont în construcția unui predresaj. Da? Pe de altă parte, trebuie să ne ducem și în partea asta la altă de cât mai târziu. Adică, de exemplu, una este să lucrezi cu un caucazian de 4 ani. Da. Că știi că până acum, adică hai să ne gândim că ai zis adineori de testosteron, de nu știu ce, da. Ăla are 4 ani și 80 de chile. Hai trage-l pe ăla, împinge-l pe ăla, așează-l pe ăla, știi? Și alta este să lucrezi cu un golden retriever de 3 ani. Adevărat, aici ține adică, de caracteristicile rasei până la urmă. Da, adică dacă răspundem la întrebarea când începe în dresajul, am ratat cât mai devreme, da? Da. După aceea ne ducem în partea respectivă, începând dresajul, în așa fel încât tot procesul să fie ergonomic și să meargă cum trebuie. Să aibă o fluiditate. Da. Adică nu o să stăm să ne luptăm cu un caucazian de 3 ani, când am putea să-l dresăm la 9 luni. Sau mai este această componentă, că tot vorbeai de caucazien, sunt unii câini care de mici sunt efectiv răi. Din rasa asta. Ceea ce înseamnă că, fiind efectiv răi, nu te poți atinge de ei, nu se lasă controlați, nu pot fi controlați la doctor și consultați. Atunci, într-adevăr, la întrebarea asta se răspunde cât mai devreme. Pentru că trebuie să înveți acești cățeluși să se obișnuiască cu rutinele de zi cu zi pe care le vor întâlni în viața lor.
Și nu poți să o faci când ajunge câinele la 7-8 luni, că deja devine periculos. Noi vorbim acum de niște variante ideale. Dar... Deci e o chestiune de personalizare, da. Exact cum vorbeam mai devreme. Da, dar să nu uităm că nu există, deci mie îmi place să spun celor care ne contactează, că nu există o limită inferioară pentru dresaj, dar nu există nicio limită superioară pentru dresaj. Sigur. Eu am avut la lucru câine de 11 ani și de 12 ani. Da. Da? Deci povestea aia cu nu poți învăța un câine bătrân în trucuri noi, e falsă. Corect? Deci dacă ai un câine de 7 ani care n-a făcut dresaj și ai niște probleme cu el, poți contacta un dresaj fără probleme. Deci iarăși ăsta este un mit pe care aș vrea să-l demolăm acum. E un mit care iarăși este comun kinologilor și dresorilor. Da? Sunt puțini care totuși acceptă la evaluări sau la lucru niște câini de 8 ani. Dar și câinii de 8 ani poți fi dresat. Sigur. Uite, da? Îți dau un exemplu absolut concludent. Cred că pe oamenii v-a ajutat treaba asta. Și anume, am avut o colaborare în vederea dresajului unui șpiț. Un șpiț în vârstă de 10 ani. Da, știi care era problema cu acel cățel? Era mic, plin de blană, da? El era micuț de statură. Dar era foarte rău, deci nu te puteai atinge de el. Și ca să poată să-i pună în ochi niște picături speciale, și într-un ochi și în celălalt, fără să treacă prin procesul de dresaj, să accepte lesa, să accepte manevrele, să accepte să se pună mâna pe el și sub pretextul comenzilor de dresaj de bază să poți să îl manevrezi, nu o scotea la capăt cu aceste picături. Dincolo de treaba asta, avea niște traume din urmă pentru că era dus la doctor și acolo se suiau trei băieți pe el, îl țineau cu forța ca să-i facă diverse. Și aceasta era o traumă, era deja sensibil. Prin dresaj, și uite, avea 10 ani, deci a trebuit să fie modelat. A învățat să stea într-o parte, l-a învățat stăpâna după aceea să stea și pe partea cealaltă și din poziția asta îi punea picături în ochi. Și uite, a rezolvat o simplă problemă, dar trecând printr-un veritabil proces de dresaj, educație. Deci concluzia și, mă rog, lucru pe care trebuie să-l punctăm clar este că la orice vârstă. La orice vârstă. Adică că se poate îmbunătăți, poate nu vom putea rezolva, poate nu o să putem să facem un câine care 11 ani, nu știu, a tras ca berbecul, să meargă perfect de la picior, dar o să putem să îmbunătățim viața. Deci răspunsul la întrebarea noastră de astăzi este că oricând. Oricând, da. Oricând. Important e să aveți încredere și să apelați la specialist care vă va îndruma exact pe metoda care se potrivește câinelui, personalității lui la acea vârstă și felului în care el se raportează la mediul ăsta. Și atunci când tu ca dresor spui omului despre metoda de dresaj și ce îi se potrivește cel mai bine, automat omul pune în practică și câinele își modifică comportamentul și devine din ce în ce mai maleabil, mai controlabil. Deci dresajul îi ajută. Absolut. Simt că e necesar să precizez ceva. Yes. Că noi tot facem, e al treilea filmuleț, mă rog, al doilea. Să știi că mai avem 10 minute. Da, perfect. Dar vreau să spun ceva, că noi tot facem referire în vorbele noastre la specialist, la dresor, la nu știu care. Și cred că, uite, așa public îți zic, că ar trebui să facem o discuție despre cum alegi specialist. Bun. Deci următoarea zic întrebare care va fi? Cu cine vă dresați? Deci o luăm în ordine. De ce? Când? Cum? Și cu cine? Cu cine? Bun. Ca să lămurim și chestia asta, pentru că sunt niște criterii totuși, nu? Sunt niște criterii și... Adică noi tot trimitem oamenii la specialist. Ar trebui să le spunem da, și... Care sunt specialiștii? Care sunt specialiștii? În afară de noi. În afară, adică da. O să vă spunem chiar nume. Nu mă lasă, nu mă. Da. O să cunoașteți chiar aici pe canalul Dresaj Canin Profesional, o să cunoașteți specialiștii în această țară care vor fi cu noi în direct sau în cadrul interviului. Și veți vedea că de acolo puteți înțelege mai bine ce înseamnă criteriile de alegere ale specialistului. Va fi o temă foarte interesantă, dar într-o ediție următoare. Până una alta, important este să înțelegeți, așa ca briefing, să înțelegeți că cel la care apelezi trebuie musai să te învețe și elemente de psihologie și de comportament canin, pentru că fără ele nu poți să-ți educi câinele. Nu-l poți înțelege și atunci
nu poți înțelege de ce anumite metode sunt mai eficiente decât altele atunci când îți dresezi câinele. Indiferent de vârstă. Corect? Sigur. Pentru că mai avem foarte puțin din emisiunea noastră, din acest live, din acest dialog. Sperăm din toată inima că a fost bine. Vă așteptăm cu următoarea ocazie, care va fi săptămâna viitoare. Veți vedea atunci care va fi tema. Noi obișnuim să spunem exact în ziua în care se va întâmpla. Și cu speranța că ați avut parte de un pic de informație care v-a mai pus acolo un semn de întrebare sau un semn de exclamare la ceea ce știați. Vă așteptăm eu, Cătălin Cornea și Robert Caramon, la viitorul live. În acest dialog între noi doi, din care să putem să aflăm cât mai multe și, bineînțeles, vă așteptăm cu mare drag să participați, să fie interactiv, să puneți întrebări, să vă spuneți părerea și, bineînțeles, să ne puneți în dificultate și să dezbatem liber despre fiecare din aceste păreri sau să răspundem fiecare întrebări pe care o vom primi în regim de live. Vă mulțumim pentru vizionare și rămâne să ne vedem săptămâna viitoare. Seară bună! Seară frumoasă!